Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi am plăcerea să îl descos pe colegul meu, Alin Sălăjan, jurnalist și maestru de ceremonii. Bine te-am găsit, Alin. Să rămână, bine te-am găsit și eu. Mulțumesc de invitație. Mulțumim că ai acceptat invitația. Să rămână. Și trebuie să spunem telespectatorilor că am ales un context mai puțin formal pentru discuția noastră, adică nu un context obișnuit de televiziune, nu platoul în care te văd zilnic telespectatorii. Tu ai ales, de fapt, locația, un restaurant, pentru că, spune-ne tu, ești în mediul tău, ești maestru de ceremonii. Eu mă bucur foarte mult și dorința mea a fost aceasta, de a face această emisiune într-o locație unde eu mă simt ca acasă, într-un restaurant, pentru că această meserie a mea de maestru de ceremonii o fac de vreo 13 ani de zile și în momentul în care intru într-un restaurant, mă simt cel mai bine. Și îți mulțumesc pentru că ai fost în asentimentul meu de a alege această locație și am fost amândoi pe aceeași lungime de undă. Într-adevăr. Spune-ne, cum ți-ai descoperit tu vocația asta? E vocația ta principală, maestru de ceremonii? Nu credeam niciodată că voi urma această meserie de maestru de ceremonii. Paradoxul fiind până la urmă că tatăl meu este maestru de ceremonii, dar dânsului se potrivește mai bine staroste, vornic, să spun așa, pentru că el face această meserie de vreo 45 de ani. Deci, aproape o viață de om. Aproape o viață de om și... Și n-a făcut altceva? Ba da, eu deloc sunt din Câmpia Turzii și o viață a lucrat la industria sârmei Câmpia Turzii și paralel cu meseria lui de maestru șef a făcut și această meserie de staroste. Dar crede-mă că nici tatăl meu, nici mama mea, nici cei din familia mea nu credeau că am calitățile necesare pentru a deveni maestru de ceremonii. Ți-o spun în premieră acest lucru. Cum așa? Păi, cum era copilul și tânărul Alin? Știi cum era? Era un copil foarte zvăpăiat, să spun așa, cu multă energie în el, cum de altfel sunt și acum la 33 de ani. Nu ai nevoie de toate aceste calități pentru a deborda pe scenă, pentru a aduce bună dispoziție la nunți? Cu siguranță, da, și o să spun în răspunsurile și dacă o să mă întrebi, cum ai întrebat puțin mai devreme, despre calitățile pe care trebuie să le aibă un maestru de ceremonie, o să ți le spun de îndată, dar lasă-mă să spun puțin de începutul meu. M-ai întrebat cum era Alin Sălăjan când era copil. Eram un copil cu foarte multă energie, un copil căruia îi plăcea foarte mult sportul. De aceea, la 13 ani de zile, am plecat din sânul familiei. Destul de devreme, în clasa 7, am venit la Cluj-Napoca, pentru că îmi doream să fiu ca Hagi, îmi doream să fiu ca Răducioiu, îmi doream să fiu ca generația de aur, cum îmi place mie să spun. Am făcut antrenamente zi de zi la o școală de fotbal, Ivan Suc se numește, și la 13 ani am intrat în programul acestei școli și mi-am dorit să ajung fotbalist. Datorită acestui lucru sau până la urmă din această cauză, ți-am zis că nimeni nu credea că eu voi ajunge maestru de ceremonii la un moment dat în viața mea. Am urmat această carieră de jucător de fotbal și să știi că am avut și câteva trofee câștigate, să spun așa. La vârsta noastră, 85, am câștigat campionatul județean și ne-am dus la turneele finale, unde am jucat cu Rapid, cu Dinamo, cu FC Argeș, cu Brașov. La Brașov, în acel moment, era antrenor la echipa mare, idolul meu din acea perioadă, Marius Lăcătuș, pe care chiar l-am întrebat după ce s-a terminat turneul, i-am cerut un autograf pe o carte despre toată istoria Stelei și l-am întrebat: domnul Lăcătuș, ce trebuie să fac
să ajung un fotbalist ca dumneavoastră, să ridic Cupa Campionilor, cum se numea în acel moment când a câștigat-o dânsul, acum este Liga Campionilor, să ridic Cupa Campionilor deasupra capului. Și mi-a zis seriozitate. Și seriozitatea am ținut cont de acest sfat în meserile pe care le-am urmat. Și asta spun, să concluzionez, niciodată, nici eu nu mă gândeam că o să urmez această meserie pe care o face și tatăl meu de 45 de ani. Și nu ți-ai dorit? Nu mi-am dorit, mi-am dorit să fiu fotbalist. Dar, din păcate, am jucat în Divizia B, am jucat și în Liga 3-a, la Victoria Nădlac, am fost la Acu Arad, dar, din păcate, pe la vârsta de 21 de ani, am avut o accidentare, o ruptură de ligamente, care m-a scos din circuit cam un an jumate. Și, din păcate, dacă ești scos din circuit atâta timp, e greu să revii. Și am ales să nu mai continui, cu totul că era o vârstă destul de fragedă pentru cariera de fotbalist și m-am retras spre casă. Eu terminasem facultatea de sport în Arad, adică plecasem de la Cluj-Napoca la 17 ani, mi-am terminat junioratul aici la Cluj-Napoca și am primit o ofertă de la Acu Arad. Antrenor fiind domnul Marcel Coraș, porecla lui de fotbalist era dulapul, pentru că era un fotbalist foarte mare, foarte puternic. Și dânsul mi-a fost antrenor la un nivel ridicat, din punctul meu de vedere, Divizia B. Pe vremea aceea, acum 12 ani, un nivel ridicat în comparație cu ce este acum în Liga 2. M-am retras din Arad spre casă, spre Câmpia Turzii, după 8 ani de zile, printre străini, să spun așa, și de aici începe această meserie de staroste. Și dacă te interesează, cu drag o să-ți răspund și o să continui ceea ce te interesează. Spune-mi, cum ar fi arătat viața ta dacă nu practicai fotbal? Pe mine fotbalul m-a disciplinat. Fotbalul m-a disciplinat foarte mult și întotdeauna sportul înseamnă sănătate. Și cu permisiunea telespectatorilor o să-i sfătuiesc ca virulă copiii dânșilor să facă sport, indiferent de sport. Că faci fotbal, că faci not, că faci handbal, că faci gimnastică, sportul disciplinează un copil și pe mine m-a disciplinat. La ce mă refer? De atunci știam că am un program de respectat, asta mi-a adus calitatea de a fi un bun organizator, să spun așa. Sportul m-a ținut deoparte de toate aceste lucruri care sunt nepotrivite pentru un copil între 14 și 20 de ani, din punctul meu de vedere. Mă refer la țigări, mă refer la alcool. Eu cu aceste lucruri, tentații, cu aceste tentații nu sunt prieten deloc. Aproape nu consum deloc alcool, mai beau și un par de vin foarte rar și nu am fumat niciodată. Să nu mai spun de alte lucruri, de droguri, și nu sunt potrivite. Și asta spun, sportul m-a disciplinat și m-a ținut deoparte de aceste tentații, te ajută foarte mult. Și eu sunt bucuros pentru că și acum mai practic fotbal, mi-am revenit după atâția ani, după acea operație de ligamente și de menisc, și acum joc fotbal când îmi permite timpul și când mai am și eu un weekend liber de la evenimente, în Liga 4-a, la CSM Câmpia Turzii, până la urmă la echipa mea de suflet din orașul meu natal, unde m-am născut, pentru că prima echipă pentru mine este întotdeauna CSM Câmpia Turzii și după aceea alte echipe la care țin. Deci și acum practic fotbal și mă duc. Într-adevăr, antrenor, acum că a început sezonul nunților, cum începe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, înainte de începerea sezonului de evenimente, să știi că în fiecare săptămână, campionatul este în plină desfășurare și eram prezent în fiecare săptămână, sâmbătă sau duminică, în funcție de meciuri, dacă le aveam acasă, dacă le aveam în deplasare. Și mă duceam cu drag. Și încă mai rezist. 15-20 de minute, mijlocaș dreapta, fundaș dreapta, mai rezist la acel nivel. Soția te susține în tot ce faci? O, Doamne, dacă ai dus... Adică te lasă să pleci în fiecare weekend? Dacă ai dus vorba de soția mea, în primul rând, mă uit la cameră și spun că o iubesc foarte mult. O iubesc foarte mult pentru că mă suportă. Mă suportă cu acest program, nu cu altceva. Că nu sunt soțul care nu e de trăit în casă. Mai ales, ți-am zis, aceste tentații, eu nu sunt prieten. Cu alcool, cu fumat, cu alte lucruri, cu plecatul nopților de acasă, nu sunt prieten. Dar că mă suportă cu programul meu infernal.
programul meu infernal și ca și soție îi mulțumesc că are grijă de mine. Adică întotdeauna când arăt bine la evenimente și în fața televizorului, toate aceste lucruri îi se datorează doar ei. Și datorită acestor lucruri o iubesc foarte mult. Păi se spune că în spatele unui bărbat puternic întotdeauna se află o femeie. O femeie puternică, într-adevăr, și este o femeie puternică, o femeie care m-a echilibrat. Înainte să o cunosc, eram așa, puțin mai agitat, să spun. Exact, spuneam mai devreme că am energie multă în mine și ea m-a liniștit, m-a echilibrat în viață. Înseamnă că e opusul tău. Da, să știi că este opusul meu. Este mult mai calmă, este mult mai răbdătoare și am învățat aceste lucruri de la ea. Și am mai învățat un lucru care pentru mine este foarte important, lucru pe care nu puteam să-l controlez. Dacă e să fim sinceri, pentru că ești colega mea și eu tot asta le spun și în emisiunile mele telespectatorilor, că încerc să fiu moderatorul și omul de televiziune sincer. Și să știi că până să o cunosc pe ea, m-a interesat destul de mult ce spune lumea despre mine. Dacă sunt îmbrăcat bine, dacă mă laudă, dacă sunt un maestru de ceremonii bun. Credeam că părerea oamenilor contează. Într-adevăr contează dintr-un anumit aspect, dar pe mine mă răneau prea mult acele lucruri negative pe care le auzeam, cu totul că multe dintre ele nu erau adevărate. În momentul în care îl cunoști pe Alin Selăjean, de afară pare omul care este greu abordabil, pare omul care chiar este și mândru, că întotdeauna sunt cu capul sus oriunde intru, dar dacă ești apropiat de mine și vom deveni prieteni, îți dai seama că sunt mult mai simplu decât par. Mult mai simplu decât par, să știe el. Și spune-mi, cum ai ajuns până la urmă maestru de ceremonii? Ne-am învârtit puțin în jurul cozii. Da, este o poveste foarte interesantă, crede-mă. Spuneam că undeva pe la 21 de ani m-am reîntors spre Câmpia Turzii. Nu știam încotro să iau. Eu, ceea ce iubeam cel mai mult în acel moment, pentru că nu era nici iubită în viața mea, nu era... Familia o iubește întotdeauna. Dar pe plan sportiv era fotbalul. Eu vedeam doar fotbal. Eu mă vedeam fotbalist, ți-am zis, în divizia A, în Liga 1, așa mă vedeam eu. Am o vorbă, dacă nu... să țintești luna ca să dansezi printre stele. Asta este vorba mea, o vorbă după care mă ghidez. Ajunsesem acasă, colac peste pupăză, sora mea se mărita. Sora mea, o gagică foarte mișto, o gagică puternică, mult mai puternică ca mine. Eu sunt mai sensibil de fire. Și ești fratele mai mic sau mai mare? Eu sunt fratele mai mic, da. Fratele mai mic, sora mea este cu 4 ani mai mare ca mine. Și în acel moment ei nu-i plăcea, pentru că este și o fire pretențioasă, nu-i plăcea de niciun staroste din zonă. Cu totul că Trăinuț, tatăl meu, îi știa pe toți maestrii de ceremonii, pe toți staroștii din Câmpia Turzii. Nu ne place de ăla, nu ne place. Păi ce facem, fata, tati? A întrebat-o tatăl meu. Nuntă fără staroste nu există. Nu, mai există, dar e bine să fiu un organizator. Zice, eu ca socru mic nu am cum să fiu și starost. Adică nu este potrivit. Chiar era imposibil. Și mi-a zis, zice, ok, va fi Alin. Și am zis, măi, Corina, eu m-am lăsat de 6 luni de fotbal, nici o legătură cu această meserie. Te ajută tata, o să scrie toate. În acea vreme, în primul an și în al doilea an, eu spuneam și poezii la nunți. După 2 ani de evenimente, mi-am luat calea mea și am devenit maestru de ceremonie Alin Selăjean, original, fără tatăl meu în spate. Și zice, o să te ajute tata, oricum peste tot în Alai, la Naș, la Mire, la Mireasă, unde o să mergem, va fi lângă tine și dacă va apărea ceva neprevăzut, te salvează. Te salvează, da, așa a fost. Și a început tatăl meu să-mi scrie acele texte care se spun în casă, la Naș, la Mire, la Mireasă, le-am învățat. Le-am memorat, pe n-aveam ce să fac. Și prima nuntă, da, ți-am zis, e o poveste foarte interesantă și foarte sinceră ela. Prima nuntă, ce poate fi mai frumos, a fost la sora mea. Prima nuntă în calitate de maestru de ceremonii. Dar crede-mă, o încărcătură emoțională foarte puternică. Dublă. Da, dublă, pentru că eram și fratele ei, mă și bucuram în același timp, dar eram așa
emotiv și pentru că știam că presiunea anunții și a organizării evenimentului va fi pe mine. Va fi pe mine. Și am scăpat de naș, de mire, m-am descurcat bine, să spun așa, și zic, când ajungem la mine în casă, discursul îl știam cel mai bine la mireasă, crede-mă. Zic, gata, de aici încolo pentru mine va fi ușor. Și în momentul în care încep să vorbesc, așez mireasa, mirele, nașii, socrii mari, socrii mici, că așa se așează, rudele din partea mirelui, a miresei, și când încep să vorbesc ela, după un minut, jumate, mă blochez. S-a șters tot din minte? Tot? Tot. A fost prima și până în acest moment ultima nuntă la care eu m-am blocat. Deci n-am mai știut ce să spun în casa miresei, îți dai seama? Și mă uit la tatăl meu. Tatăl meu, atâta de emoționat cum a fost în ziua respectivă, eu nu l-am văzut niciodată. Adică un staruse care avea în acel moment vreo 30 și ceva de ani de experiență, nu mai știa ce să facă. Nu mai știa ce să facă ca organizare. Și am zis, tată, dacă cumva mă blochez, te rog frumos să intervii, să continui, că virulă, cuvintele sunt la tine. Da. Și el nici nu era atent la mine în acel moment, se gândea la desfășurarea anunții, să spun așa, și dacă vor veni oamenii la nuntă și la ce se gândesc socrii mari, socrii mei, grijile unui părinte, cum zici tu. Și s-a blocat. Bineînțeles că familia a fost lângă mine, prietenii au fost lângă mine, rudele mele, mătuși, unghii au fost acolo și fiind la mine în casă, nimeni nu m-a certat. Nimeni nu m-a certat, am reluat din nou absolut tot discursul și așa a fost cu prima mea nuntă. Și de acolo ela, uite că acest sezon este sezonul cu numărul 13, un număr norocos pentru mine, 13 ani de evenimente și de oameni frumoși pe care am cunoscut și oameni de calitate. Câte nunți în total? Știi? Contează mai puțin numărul lor, dar au fost. Au fost și sunt în continuare. Îți dai seama, de 13 ani nu sunt ca și avocatul fără procese. Sunt maestru de ceremonii cu evenimente și oamenii care ne privesc știu acest lucru și ți-am zis, tot ce spun se poate verifica și eu sunt sincer. Cu sinceritatea câștigi foarte mult, foarte mult ela. E cel mai mare atu al unui om până la urmă. Da, oamenii să știi. Te citesc, te ghicesc dacă ești fals. Chiar dacă de multe ori mai superi pe cineva. Dar pe lângă această întâmplare, ți-am zis, de acolo a pornit meseria mea de maestru de ceremonii. Și lumea avea atâta încredere în tatăl meu încât îl sunau. Domnul Trăinuț, pe data de 17 august, sunteți liber? Spun august pentru că este luna cea mai ocupată. Sunt ocupat, spunea Trăinuț. Păi pe cine ne recomandați? Pe copilul meu. Îți dai seama, întotdeauna tatăl își ajută copiii. Și așa a fost. M-a recomandat pe mine oamenii știind că el este un staroste bun, să știi că a avut o tradiție, are o tradiție de mulți ani în Câmpia Turzii, având așa mare încredere în el, a acceptat să mă duc eu. Pentru că a zis, băi, dacă l-a învățat Trăinuț, înseamnă că este bun copilul. Și așa a fost. Și am plecat pe această cale a evenimentelor și nu regret niciun moment. Putem spune că tatăl tău a fost un staroste clasic și tu ești unul neconvențional? Modern? Da, să știi. Și nu cred că se supără că spun că este un staroste clasic, pentru că după atâția mari de ani, încă lumea îl dorește la evenimente. Îți dai seama, după 45 de ani de evenimente, lumea și mirii îi spun, domnul Trăinuț, ne dorim să faceți parte din una dintre cele mai semnificative zile din viața noastră. Asta înseamnă că și-a făcut și dânsul datoria. Și a făcut dânsul datoria și da, este mai clasic. Eu sunt mai non-conformist pentru că inclusiv ținutele pe care le abordez sunt mai extravagante, dar sunt ținute în care mă simt bine. Nu te fac îmbraci asta. Niciodată în portul popular. Nu. N-am adaptat această ținută pentru că cu
Cu totul că eu am făcut dansuri populare 14 ani de zile alea. Cred că sunt un staroste care, sunt un maestru de ceremonii care iubește foarte mult tradiția și folclorul românesc și îl joacă foarte bine. Dacă o să mă lași la un moment dat, o să-ți fac și câteva ponturi, crede-mă, ca să-ți demonstrez da, acest lucru. Da, am pregătit o surpriză. Perfect, perfect. Nu dezvăluim nimic telespectatorilor, dar nu am vrut să mă duc pe această cale. Sunt maestru de ceremonii care, ți-am zis, non-conformist și ținute extravagante, în care se simte bine, mă repet, se simte bine, și discursurile în casă la naș, la mire, la mireasă, în fața oamenilor, la restaurant, sunt venite pe loc, sunt concepute pe loc de către mine, dar asta după câțiva ani buni de meserie. Nucleul l-aveam și de acolo dezvoltam. Crede-mă că de vreo 3-4 ani de zile lucrurile vin spontan. Spontan. Da. Nu te mai pregătești deloc cu niciun discurs? Știi, când îmi spui că nu mai te pregătești de un eveniment, pare neprofesionist. Dar când nu mai te pregătești de niciun eveniment, atunci înseamnă că deja ai ajuns la un nivel. Da, și ai o calitate. Mai mare, și da. Eu nu mai îmi doresc să mă pregătesc pentru evenimente, mă duc, simt și încep să vorbesc. Staroste e omul care lucrează cu inima, care e acolo cu inima și simte pulsul evenimentului, știe întotdeauna ce să spună, ce să facă. Starostele și maestru de ceremonii, acum fiecare ia această denumire. Exact. De starostele, dar într-adevăr este mai clasic maestru de ceremonii, este maestru de ceremonii wedding promutat. Planner, da. Event planner, depinde de unde privești această meserie. Eu vreau să cred, adică lumea îmi spune că mă aflu pe nișa aceasta de maestru de ceremonii. Un maestru de ceremonii, cred că calitatea lui cea mai mare este următoarea: să fii bun organizator. Dacă nu ești bun organizator, toate celelalte calități, dacă le ai și pe care le ai, sunt în zadar. Să fii un bun organizator, să fii foarte calm, pentru că în ziua anunții știm toată lumea și mai ales miresele că e agitație, este emoție, emoția care este inerentă într-adevăr. Și firească. Și firească până la urmă, care trebuie să fie, dar oamenii sunt tensionați. Socrii mari, socrii mici, rudele. Nu știu până la urmă de ce, când ajung de multe ori în casa mirelui, că acolo este întâlnirea, lumea aleargă. Dar suntem în timp, suntem în organizare și atunci un maestru de ceremonii, dacă ar fi și el agitat ca și restul oamenilor, nu ar fi potrivit. Deci organizare, calmitate, răbdare, diplomație, eleganță, șarm, dicție. Ce să-ți mai spun? Dacă tu ai aceste calități ca maestru de ceremonii, și da, nebunie. Nebunie. Hai să fie și nebunie. Pentru că oamenii, până la urmă, de ce mergem la evenimente? Să ne distrăm. Eu am și această nebunie. Am încercat întotdeauna lucruri noi la nuntă, pentru care am fost acuzat. Nu acuzat. Acuzat? Lucruri noi. De ce un maestru de ceremonii face coreografii la nunți? Dar cât de departe ai dus nebunia, Alin? Păi spune-ne ce ai făcut. Am organizat. Îți imaginezi la un moment dat să fie mire alături de mine, alături de mine cu nașii și încă 150 de persoane să facă ceea ce facem noi ca organizare. Inimioare date la toată lumea, ochelari de toate culorile la mir, la naș. Eu sunt și MC de club la nuntă. Pe lângă acest maestru de ceremonie, MC, când mergi într-un club, mai auzi pe cineva că vorbește la microfon. Eu și asta fac. Adică nu intervin doar în momentele importante la un eveniment. Deschiderea mesei, intrarea mirilor în sală, spargerea paharelor, dansul mirilor, dansul nașilor și toate celelalte, nu le enumăr, pentru că sunt sigur că timpul va trece așa foarte repede. Sunt și acel maestru de ceremonii care face și show la nuntă. Mai nebun. Deci ți-am dat 8 calități. Dacă aceste 8 calități le are un maestru de ceremonii, sunt sigur că va fi dorit la evenimente. Și totuși, ce ai adus tu nou și diferit? Un lucru pentru care ești foarte apreciat și căutat la evenimente? Tocmai că am fost atipic. Tocmai că am fost atipic, ți-am zis, în primii 2 ani de nuntă am spus acele poezii pe care le spun în general maestrii de ceremonii staroști. Numai, am renunțat la ele și am încercat să fiu original. Și eu, fiind original, mi-a adus succesul. Cum ți-am zis, la fiecare mire, naș, mireasă în casă, eu vorbesc în proză, nu vorbesc în poezii. Acesta este un lucru și un factor pozitiv pe care îl cer aproape toți mirii. La
La sală, când deschid masa, iarăși, intrarea mirilor este una mai nonconformistă, asta îmi doresc, dacă își doresc și ei. Sunt acele coreografii de care spuneam cu 100 și ceva de persoane la o nuntă, adică nebunia aceea m-a făcut să am succes. Și curajul de a încerca lucruri noi și plus de asta, în anii trecuți la nuntă, eu mai și dansam. Jucam, că acesta este cuvântul potrivit, nu dansam, jucam și doream și mă bucur că am dus tradiția și folclorul românesc în evenimente mai departe. Mi-am făcut și un ansamblu de dansuri populare și împreună cu el ieșeam în fața invitațiilor și făceam un moment artistic. Și ai renunțat? Am renunțat pentru că au fost vreo 3-4 ani în care se întâmpla acest moment artistic și întotdeauna, în fiecare an, eu vreau să aduc lucruri noi. Vreau să aduc lucruri noi, cu ansamblu intram ceva de genul, era cred că singura poezie care o spuneam la nuntă, în ideea că ieșeam cu ansamblu și spuneam ceva de genul, n-am mai spus de vreo 4 ani chestia asta, să mă ierte telespectatorii dacă o să mă încurc, seara bună tuturor, seara bună mirilor. Imaginează-ți că eu eram în costum național și în urma mea 4 perechi cu un steag în mână. Da. Eu sunt și naționalist așa. O să mă cunoști tu mai bine. Seara bună tuturor, seara bună mirilor, seara bună la nuntaș, la socri și la nănaș. Astăzi este ziua cea mare, zi de mândră sărbătoare, doi tineri s-au întâlnit și de dragoste și-au vorbit. Și ca să știe tot satul, zice unul către altul. De-ar fi să merg pământul lung și în lat, să întreb de lună sau de soare, nu e cu putință de aflat un chip cu chipul tău să se măsoare. Și așa cum se cuvine, azi au fost la primărie, el soț și a soție. Și acum într-un glas cu ceterașii să ne spunem toți nuntașii cât mac există prin livezi atâția ani mirilor urez. Iar la anul pe astă vreme un prinț blând și mic să crească mare și voinic și la botez pentru nașii, pentru nașă, pentru mire și mireasă mulți ani ca să trăiască. Și în acel moment tot mi s-a ridicat pielea pe mine. În acel moment ansamblul meu era pregătit, chiar aici așa, și aici am avut un moment cu ansamblul meu și începeam să jucăm. Da. Deci singura poezie, mă repet, să știe telespectatorii, pe care o spun pentru că mi este și dragă și potrivită. Alin, cum ți-ai cunoscut soția? La o nuntă? Nu la o nuntă. Nu îmi doresc foarte mult să intru în viața personală, pentru că din momentul în care ești om de televiziune, vor fi și factori negativi. Dar eu o să spun, cred că în Câmpia Turzii, printre puținele gagici care nu mă cunoșteau după atâția ani de evenimente, era soția mea. Toate se leagă de evenimente la mine. Și este iarăși adevărat ceea ce spun. Veneam cu alaiul spre primărie în Câmpia Turzii. Era vară, august, 27, ceva de gen. Nu-i niciodată că atunci am cunoscut-o prima dată. Și venea alaiul și acum suntem noi bărbații. Ea era pe trotuar și în mașină, eu, șoferul, cine mai era, și spun, accelerează mai tare că, uite, eu sunt o gagică foarte mișto și sexy. Accelerează, zic, să apuc să mă dau jos din mașină ca să mă observe. Mă dau eu jos din mașină și zic, bună ziua. Ea se uită la mine, salut. Zic, ești cu noi la nuntă? Am zis eu. Bine, ea era îmbrăcată de vară. Da. Zice, nu. Și a plecat. Aceea a fost prima interacțiune cu soția mea. După 2 zile, eu am un cățel, un bișon maltez foarte micuț și frumos. Eram în oraș cu cățelul. Și de acolo a început totul. Cred că am cucerit-o și cu cățelul meu. Așa am cunoscut-o. Deci nu la evenimente, nu la... Și ea nu mă cunoștea. Ea nu știa cine e Alin Sălăjan. Nu știa în Câmpia Turzii. Câmpia Turzii e mică, de asta spun că nu sunt eu cunoscut. Dar ca idee, da. În Câmpia Turzii ne cunoaștem. Și ea nu știa cine este Alin Sălăjan. Până să o cuceresc, mi-a luat ceva timp, crede-mă. Și la nunta ta ai fost mulțumit de organizare. Cine a fost maestru de ceremonie? Și la nunta mea este o poveste interesantă. Iarăși eu nunta mi-am făcut-o atipică. Și dacă mă privesc viitorii miri și actualii miri, cred că îmi permit după 13 ani de evenimente să le dau un sfat. E bine ca o nuntă să fie cât mai simplă din punct de vedere organizatoric. La ce mă refer? Eu împreună cu Diana, adică Diana împreună cu mine, am zis, hai să simplificăm și dacă eu tot le spun mirilor să facă ceva atipic, de ce să nu încep prin nunta mea? Pentru că eu nu pot să îți spun ție să faci ceva dacă eu nu am făcut. Și am fost dai un exemplu, da. Am fost la primărie și biserică
eu n-am mai auzit la nimeni acest lucru, în săptămâna anunții. Adică sâmbătă era nuntă, noi am fost la primărie marțea. Și la primărie și la biserică. Seara ne-am cazat la un hotel împreună cu nașii noștri, vinerea seara, și am făcut nuntă de după amiaza. Mi se pare cea mai potrivită oră, ora 18, pentru invitație, nuntă de după amiază. Nici seara, ora 21, nici ziua, ora 14. Imaginează-ți că ne-am trezit pe la ora 10:30-11, în ziua anunții. Am luat micul dejun împreună cu nașii noștri, fetele au plecat la machiaj, la coafor, noi băieții am mai stat la un ceai, la o cafea, ne-am retras și noi spre cameră, ne-am pregătit, au venit fetele, ne-am îmbrăcat și la hotel au mai ajuns domnișorii de onoare și domnișoarele de onoare. Ne-am făcut poze acolo, relaxați, fără părinți, cu emoții, fără socrimari, fără socrimici, fără mătuși care plâng. Fără stres. Istorie. Fără stres, doar prieteni apropiați. Da. Ce poate fi mai frumos? În incinta hotelului am avut și un loc mișto acolo unde s-au făcut pozele și de acolo noi ne-am îndreptat spre un loc foarte mișto lângă Câmpia Turzei, unde am avut și evenimentul Lacul Uncan se numește, unde sunt două lacuri superbe, o imagine de o imagine parcă preluată din rai, crede-mă. Și acolo s-a întâmplat cununia religioasă. Dar cununia religioasă, ți-am spus, am făcut-o marțea, am chemat un preot să ne binecuvânteze în ziua anunții. Scaune albe afară. Așa cum vedem în filmele americane. Exact așa am făcut. Exact așa am făcut. Preotul ne-a binecuvântat și m-a întrebat de staroste. Totdeauna îmi place să vă spun tot. Nu am avut maestru de ceremonii, pentru că nu am avut aceste drumuri naș, mire, mireas. Ne-am întâlnit toată lumea acolo și acum cei care m-au văzut live pe, în ziua anunții își vor da seama că nu mi-i și spun adevărul. Am zis că după ce ne binecuvântează Domn Părinte, cine este mai în măsură să adreseze câteva gânduri frumoase părinților, surorii mele, surorii soției mele și rudelor și prietenilor decât eu, pentru că este meseria mea de maestru de ceremonii și cred că sunt în stare în ziua anunții să fac acest lucru. Ela, crede-mă că în momentul în care am vrut să vorbesc, am plâns vreo 4-5 minute. Nu m-am putut stăpâni. Nu m-am putut stăpâni și abia mi-am găsit și cuvintele și abia m-am adunat din nou ca să le vorbesc. Am plâns 5 minute. Exact ce spuneam mai devreme, că toate se leagă. Sunt foarte sensibil. Cu totul că nu par, dar sunt sensibil. Adică, nu știu, așa mi se spune de afară, că sunt foarte sensibil. Și am plâns în ziua anunții mele și mă bucur că am plâns. Am plâns mult, 5 minute, adică... Până lumea... a fost cea mai frumoasă zi din viața ta. Am plâns când am văzut-o pe soția mea că o aduce tatăl ei la altar. A fost exact cum ne-am dorit să fie. Toată lumea a fost prezentă, din 270 de persoane, 270 de persoane au fost prezenți. A fost aproape perfect, cum îmi place mie să spun. Și viața ta cum e în prezent? Ești împlinit, fericit pe toate planurile? Ieri seară vorbeam cu soția mea și când ne-am așezat în dormitorul nostru, i-am spus așa: să știi că eu sunt un om fericit. Știi ce înseamnă la mine fericire? Să nu îmi dea lacrimile. La mine fericirea înseamnă să am liniște sufletească. Eu mi-am găsit liniștea sufletească. Mi-am găsit liniștea sufletească acum vreo 4 ani de zile. Și liniștea sufletească înseamnă totul. Tot. Când ai liniște sufletească înseamnă că ai tot. Când ai o soție care te înțelege, nu vrei mai mult. Dacă ai și 4 prieteni, 4-5 prieteni cum i-am eu, și i-am. Ela i-am. Nu mai îmi doresc deja nimic. E un lucru destul de rar să ai prieteni buni, adevărați, care sunt acolo pentru tine. Și ca să îți răspund chiar exact cum e viața mea, păi mi s-a împlinit visul să lucrez aici, la televiziune. Era visul meu de 13 ani, de când m-am apucat de această meserie. Mi-am mult de învățat. Văd că lucrez lângă voi, lângă oameni profesioniști care știu toți televiziune. Avem de învățat. Bun, și mai am de învățat, dar nu o să mă las. Cât o să mi se ofere șansa, că mai mi se oferă o lună, că mai mi se oferă două luni de către patronul trustului nostru, nu, o să profit la maxim. Și
Da, sunt fericit și împlinit cu liniște sufletească. Mă gândeam la Dumnezeu că de ce mi-a oferit toate aceste lucruri? Tot ce mi-am dorit am. Tot. Deci crede-mă, tot. Nu mă interesează că am bani sau nu am. Am trecut de mult peste acel moment. Dacă am parte financiară sau nu, n-am parte financiară. Aici o să spun o întrebare mai pragmatică, mai directă. Din meseria de maestru de ceremonii, se câștigă bine în România? Da, adică e un drum pe care pot merge tinerii? Da, politica financiară și-o face fiecare maestru de ceremonii și mi se pare normal. Dar se câștigă bine. Se câștigă bine. Și se poate trăi doar cu asta? Eu de vreo 6 ani de zile doar cu asta trăiesc. Printre altele, am mai fost profesor de sport vreo 6 luni, da, doar profesor de sport. Da, am mai lucrat vreo 1 an de zile în alt domeniu, am mai lucrat la alt rus de presă pentru puțin timp, dar așa, 6-8 luni de zile. Dar de 6 ani de zile aceasta este meseria mea. Din asta trăiesc. Ai cochetat și cu politica, Alin. Te-ai mai întoarce? Niciodată. De ce? Niciodată. Nu-mi pare rău ce am făcut. Nu, niciodată nu regret ceea ce fac. Întotdeauna ceea ce simt fac. Cu factor negativ, cu factor pozitiv. Asta este cel mai frumos, să faci ceea ce simți. Dar politică am învățat mult, pentru că acolo te lupți cu oameni puternici. Și eu m-am luptat la un moment dat cu niște oameni puternici. Nu regret, m-a ajutat în viață să fiu, să am stăpânire de sine, să învăț din acele lucruri. Așa, mai în glumă, mai serios, ți-am spus că niciodată și chiar nu mai îmi doresc, dar spuneam, dacă vor fi vreodată șanse să candidez la primăria municipiului Câmpia Turzii, doar din partea unui partid puternic și cu șanse reale, e posibil, dar foarte greu, să accept acest lucru. Deci doar în postura de candidat a primăriei, nu consilier, nu deputat, nu senator, nu-mi doresc. Pentru că eu iubesc Câmpia Turzii. Totdeauna spun la sfârșitul textelor mele de pe Facebook, Instagram și chiar și de pe videouri, iubesc Câmpia Turzii, iubesc România. Și eu chiar iubesc Câmpia Turzii, dar viitorul apropiat și chiar depărtat de la... Nu-l vezi în politică. Nu-l văd în politică pentru că nu mă reprezintă. Dar la 26 de ani mi s-a oferit o șansă și mulțumesc acelui om care mi-a oferit-o pentru că eu întotdeauna... Nu o să uit niciodată pe oamenii care m-au ajutat. Au fost câteva persoane care mi-au oferit încredere și nu o să le uit. Chiar dacă acele persoane au o lumină bună sau o lumină proastă. Nu știu dacă e potrivit să dau nume, poate nici n-am acordul lor, nu-și are importanță. Nu este cazul. Poate mi-aș fi dorit, ei dânsi s-ar fi simțit bine. Dar am câțiva oameni care au avut încredere în mine, inclusiv fostul director de la compania de apă, care a avut încredere în mine la 22 de ani și îi mulțumesc pentru acest lucru și plus omul care m-a ajutat în politică să încep. Și acestor oameni le mulțumesc enorm pentru că m-au ajutat. Nu o să uit niciodată. Nu o să uit. Inclusiv oamenii care m-au angajat aici și la celălalt trus de presă, că o să am relații bune, că nu o să am, eu nu o să uit aceste lucruri. Nu știu dacă eu vreodată voi putea ajuta pe acești oameni, că sunt oameni deja puternici, toți acești oameni de care îți reamintesc. Dar nu se știe niciodată. Nu se știe. Dar cu drag. Că mă despart bine de dânsii, că mă despart mai rău, sunt aici la mine, în suflet. Își au loc. Vorbeam mai devreme despre o surpriză pe care tu ne-ai pregătit-o și cred că ar fi momentul să o arătăm telespectatorilor. Vorbești despre jocul și tradiția populară. Da. Abia aștept să mă vadă telespectatorii și cu acea ținută de artist până la urmă și de om care iubește această țară, mai ales că suntem în anul centenarului și se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Mă duc să mă pregătesc, Ela? Da. Să rămână.
Mulțumim, Alin, a fost foarte frumos. Sper că ți-a plăcut. Ai văzut, ai simțit energia... Cred că e multă muncă în spate, da. Ai simțit energia mea din jocul popular? Da. Așa sunt și la evenimente, așa sunt. Adică în momentul în care am îmbrăcat acel costum, m-am trezit. Îmi dă putere, îmi dă trăire. Acesta este cuvântul ăla, îmi dă trăire. Despre tine se spune că ești un prezentator efervescent. E adevărat? Da, este. Efervescent, poate aș spune și puțin vulcanic. Trebuie ca să mai înfrânez chiar din gesturi. Eu dacă n-aș avea mâinile astea, nu știu ce m-aș face dacă aș putea vorbi. Dar, cum am zis, sunt la început în televiziune, o să îți ascult sfaturile tale, a colegilor mei din redacție, pentru că sunt oameni cu experiență. Spune-mi, cui visezi să iei interviu? Din punct de vedere, eu am două emisiuni la noi la NCN, Sport News, luni ora 21, îmi place totdeauna să punctez acest lucru, și Urbano, miercuri ora 21. La Sport News mi-ar plăcea să iau interviu și sper odată să ajung lângă dânsul, celui mai mare fotbalist din istoria României, Gheorghe Hagi. Omul care face în continuare lucruri pozitive și duce viitorul fotbalului românesc mai departe cu Academia de la Ovidiu. Deci lui Gheorghe Hagi și... Eu sunt mai de modă veche, cu totul că sunt tânăr. Mie îmi plac actorii din generația veche, să spun așa. De aur. Da, tot din... E foarte bine punctat, da, așa. Și l-am avut și pe domnul Vișan acum săptămâna trecută în emisiune, dacă nu mă înșel, și am zis că dacă o să ajung și lângă maestrul Florin Piersic, sunt împlinit. Mi-aș dori să dezvălui foarte multe, dar pot să le spun telespectatorilor că deja am avut o discuție cu dânsul și mi-a promis că în momentul în care se întoarce din turneu, după data de 2 iunie, va fi prezent și va încerca să fie prezent la mine în emisiune. Ce ai face, Alin, dacă nu ți-ar fi frică? Ai temeri cu care te lupți? Să știi că da. Frica face parte din viață. Face parte din viață frica și temeri cu care mă lupt, n-aș putea să spun că am... Eu sunt extrovertit, nu sunt introvertit. Mie îmi place atunci totdeauna... Atunci tu ești ca peștele în apă în fața camerelor. Da, asta vreau să spun. Mie îmi place să fiu în mijlocul oamenilor. Am fost de la 6 ani în mijlocul oamenilor de când am început dansurile populare. După aceea am fost în fața suporterilor unde jucam fotbal. După aceea am fost în fața invitațiilor și a sutelor de persoane. Am prezentat zile ale orașelor, ale municipiilor, cu peste 25-30 de mii de oameni. Nu am așa temeri față de cameră, față de oameni. Pot să vorbesc liber și în fața oamenilor. Dacă aș avea o frică, ți-o spun. Este aceeași vorbă de la care, nu, aceeași vorbă pe care o auzim foarte des din gura oamenilor, sănătatea este cea mai importantă. Și mi-e frică doar de sănătate. Atât. Adică de boală. De boală, atât. Atât. E singura mea temere. Boala. Acolo nu știu dacă o să fiu puternic. Dar hai să nu ne întristăm, da, nu vreau acest lucru. Dar am fost deschis, am fost sincer, da. Și ți-am răspuns. Îți răspund la tot ceea ce mă vei întreba. Sănătatea este cea mai importantă. Crede-mă, nu partea financiară. Oameni buni, nu partea financiară. Vine de la sine. Ela vine de la sine și partea financiară. Ți-am spus mai devreme ce contează pentru mine. Liniștea sufletească și soția mea. Și prietenii pe care i-am. Atât. Familia nu mai Familia intră în discuții. Nu totul. Mai intră. Pentru mama m-aș muta munții. La fel și pentru tatăl meu, sora mea. Dar mama pentru mine... este ceva aparte. Atât. Nu mă interesează dacă sunt bogat sau sărac. Crede-mă că le-am avut ambele stări. Adică bogat, nu milionar în euro. Adică au fost bani. Dacă vreau să ies cu soția la un restaurant, au fost bani. Dacă au fost bani să mă duc și într-un concediu. Dar a fost și partea cealaltă, în care s-a mâncat ce s-a mâncat, poate o săptămână întreagă. Deci am trecut prin ambele stări și mi-am dat seama că acele lucruri nu sunt importante. Și nu ne definesc. Pe mine nu mă mai definesc. Ți-am zis, de vreo 3-4 ani mi-am schimbat această gândire. Datorită ei. Ți-am spus, datorită ei.
Și când vrei să mergi în concediu, să te relaxezi, unde evadezi? Aici nu sunt extravagant. Dacă sunt extravagant în ținute și în ținutele pe care le abordez referitor la evenimente, eu ți-am zis, sunt simplu. Sunt mai simplu decât par. Dar nouă ce ne place... Munte sau mare? Munte pentru mine. Aici cred că e printre singurele lucruri care mă diferențiază de soția mea. Mie îmi place muntele, ei place soarele. Deci pentru mine ar fi muntele, dar eu cedez. Și mergem la mare, mergem la mare. Ne place. Pentru noi, știi ce este primordial când mergem în concedii? Crede-mă. Nu prea spune. Să fie mâncare de calitate. Atât. Ești gurmand? Da. Nu se vede neapărat. Nu se vede. Și pe soția mea, dacă o vedeți, adică e suplă, mănâncă ca doi bărbați. Crede-mă. Deci crede-mă că mănâncă ca și doi bărbați. Deci la noi mâncarea de calitate. Restul, acum, dacă sunt condiții în cameră, ne uităm și la alea, că fiecare se uită. Dar... Și ce-ți place cel mai mult din bucătăria românească? Din bucătărie, da, sunt mai multe feluri de mâncare din bucătăria românească. Uite, acum că au trecut Paștile, îmi place foarte mult friptura de miel. Foarte mult friptura de miel și îmi place mămăliga. Mămăliga mâncată cu orice. Deci nu ești foarte pretențios. Nu, asta ești spun. Ești ușor de ținut. Da, tocănița noastră ardelenească. Acum... Să spun sarmalele toate. Sarmale așa și așa. Dar ce cu mămăliguță? Orice, orice. Și în fața cărui desert nu reziști? O iau foarte simplu. Ciocolata este primordială. Cu totul că iarăși de vreo lună nu mai mănânc dulciuri deloc. Și rezist. Dar prăjitura de mere făcută de mama mea. Acesta este desertul meu preferat. Alin, timpul a trecut foarte repede. Mai am o singură întrebare. Te rog. Spune-mi, cum ai descrie Clujul? În două, trei cuvinte. Clujul? Ce-ți vine în minte când spune cineva Cluj-Napoca? Cel mai frumos oraș din România. Sunt norocos că trăiesc în Cluj-Napoca. Cel mai frumos pentru mine. Pentru mine, este părerea mea. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag, Ela, m-am simțit bine și telespectatorilor le spun să urmărească această emisiune pentru că este o emisiune de calitate în care aflați povești interesante de la oameni interesanți. Iubesc România, iubesc Câmpia Turzii. Mulțumim! Să rămână! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție! Rămâneți cu NCN! Iubim a